că și în acest an copiii polițiștilor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție au fost cuminți, Moș Crăciun nu i-a ocolit și le-a adus pungi pline cu dulciuri. La intrarea în inspectorat, moșul a fost întâmpinat de zeci de micuți nerăbdători și de conducerea instituției. Ați fost cuminți, cuminți? Da! Ai, ce bine! Ca în fiecare an, pentru că ați fost cuminți, ați ascultat de părinți, ați mers la grădiniță, la școală și ați luat și note bune, Inspectoratul Județean de Poliție vă răsplătește prin prezența Moșului Crăciun, care a venit să vă dea, bineînțeles, cadourile mult așteptate. Vestitul bătrânel a împărțit cadouri la peste 400 de copii, asta după ce aceștia au recitat câte o poezie. Încercăm să ne adornim cu regiulim și ascultăm de încotro, se aude ho-ho-ho. Încercăm să ne adornim cu regiulim și ascultăm de încotro, se aude ho-ho-ho. Moș Crăciun, drag ne ești, dintr-o lume de povești, prin zăpezi ne-a cintit, vii la noi cu jucării. Moș Crăciun, ce drag ne ești, dintr-o lume de povești, prin zăpezi ne-a cintit, vii la noi cu jucării. Nu prea știm, sunteți trecori, fiindcă peste ochișori, ploapele grăbite cad, o dace în zor suflat. După ce fiecare copil și-a primit darul, moșul împreună cu cei mici au cântat Moș Crăciun cuplete de albe. Cadourile copiilor polițiștilor au fost oferite cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor, Fondul Solidaritatea și organizațiile sindicale.